Zilele acestea au tot existat discuții între Valentin Gabriela și doamna Florii ca urmare a gesturilor acesteia făcute față de Viorel. Ce aș putea să-ți dar tu mi-ai dat de înțeles că ai înțeles treaba asta? Mi-ai dat de înțeles măcar o secundă? Absolut rău. În discuțiile pe care absolut le-am avut, da, îmi pare nu o să mai fac. În continuare spui că e normal. Că tu așa ai văzut, că tu dormeai în pat cu ei și că la plecare zice... Dar nu mai spuneți lucrul ăsta. Tu ai spus Gabriel aici, ți se par normale. Ce ferește, de nu mine se cred. Multe ori dormeam la prietena asta mea și dormeam toți trei. Nu aveam niciun stres. Și ea dimineața se trezea, se ducea la muncă și eu rămâneam. Dar nu a fost niciodată discuții, pur și simplu a fost încredere. Niciodată nu s-a întâmplat. Dar nu e vorba despre încredere. De ce tot ești nevoastră supărată, Gabriel? Nici vreau să ești supărată, dar mi se pare că se degenerează atât de rău discuția asta. Se degenerează pentru că tu în loc să spui că da, am înțeles. Da, am înțeles, am trecut peste și gata și terminam cu discuțiile. Și ți-ai aceeași discuție tot timpul. Da, am înțeles din gură, atât. Mi-i pare mă rău, nici nu pot să mă uit la emisiunea asta. Toată lumea e bucuroasă, se iubește, se ia, eu mă duc la Paris și pe mine pe aici. Da, mă, ce dracu. Nu se rezolvă nimic, abia, să știi. Ai plecat de lângă mine, nu ai vrut să discut cu mine. Ai discutat cu mama ta, nu cu mine. Și așa va fi. Ea a venit, tu ai stat, asta e diferența. Nu e foarte bine ce se vede între voi. Doar că trebuie să faceți un efort și să ieșiți din povestea asta ca să discutați exact. Cu cărțile pe față. Ce simțiți unul pentru altul? Pentru că războiul ăsta rece, schimbul ăsta de replici nu vă ajută. Gabriela, de ce ai spus că tu simți că doamna Flori a venit doar pentru Valentin? Așa simt. Și aș fi spus-o dânsa de câteva ori. Ce nu mi-ați văzut și ați spus că nu o să mai vorbiți despre asta? Eu eram Gabriela, vrei, Gabriela, faci, făceam, probabil... O sufoc. Dacă ea zice că am venit doar pentru Valentin, toată casa a văzut că n-am venit doar pentru Valentin, că nici măcar nu stau cu Valentin, stau numai cu ea și m-am comportat cu ea fix ca o mamă și ea ca fiica mea. Dar din seara aia, când ea n-a venit spre mine, am spus, ok, aștept să vin, să văd bine spre mine, vrea să vorbească. În situația în care sunteți, nu o să vină în veci. Valentin, și pe tine te simt pe picior de război. Că eu pe pauză am plecat acolo, singur. Și mama a venit acolo, după când m-a ce a fost schimbul ăla de replici între noi. Și aruncați cu țăgeți și mama ta și tu spre mine. Cum adică să simt să vin după tine? N-aveam cum. Despre asta e vorba. În pauza publicitară a emisiei de ieri, Valentin încerca să-i vorbească Gabrielei. De ce trebuie să țin? Nu vrei să vorbești? Vrei apă? Du-te după ea. Dar de ce te bași tu? Nu trebuia să te bași din nou. Că uite nu mai vorbesc se... nimic. Și dacă mă întreb, nu trebuie să vorbesc. Du-te și eu în braț. Eu n-am vorbit vale cu ea nimic. Că n-am mai vorbit. Dar are dreptate, mă, că dai în ea, mă, și tu. Că uite cum se ajunge în situația asta. Că am un doi am sărit pe ea. Lasă-mă pe mine, că știu ce am de făcut. Păi de-aia am zis că nu mai vorbesc. De-aia am zis că nu are dreptate acolo. Vorbeați despre ea și ea nu era. Are dreptate. Dacă stau să mă gândesc că mult peste vârsta pe care... Ai tu, Deni. Nu, păi serios, dreptate, doamna, păi are dreptate, doamna, ce trebuie să te mai. Păi da, doamna, nu zic că nu e tot una. Poate nu și-a dat seama, poate nici nu a văzut din urmă. Dar cum nu-ți dai seama la 27 de ani? 27 de ani, să nu-ți dai seama. Atât are Gabriel? 26. Ea nu e aici, dacă nu e aici, ca și când bârfă, dacă ar fi aici. Ce bârfă, nu e bârfă? Ea spune despre ea. Ce să facă ea? Ce înseamnă eu am apărat? Eu am apărat acolo, dacă... Păi de ce nu ai spus acum? Gabriel, eu acolo te-am apărat. Cui să-i spui dacă nu vreau să vorbesc? Acum trebuia să-i spui. De ea n-a văzut că am apărat, am zis fiecare a trăit în alt de fel. De ce nu vorbești chestia asta? Hai aici, Gabriel. O să vin când începe materialul. Mă distanțez eu de tot. Și tu. Poftim? M-ai auzit? Bă, dacă tu mă simți pe mine, dușmanul tău, eu cum te simt pe tine din cum vorbești și ce faci? Pentru tine e simplu, tu ai pe cineva aici. Și tu ai. Nu am. Ba da? Ba nu. Dacă tu ești cu mine, eu sunt cu tine. Am văzut.
cine îți poate băga pe material? Eu? M-am controlat și zice, nu mai pot. Ce spui chestia asta? Asta nu am venit să te am în piață? N-am spus nimic. De ce spui chestia asta? Ce vezi doar cu ele? Tu de ce le vezi doar pe cele rele și pe cele pe care vrei tu să le vezi? Eu îți comunic ceea ce înțeleg. Eu numai că să trebuie să faci acte. Nu faci acte aici? Serios? Orice acte? Poate nu te-ai seama de vorbele tale, dar vorbele tale astea îmi dau de înțeleg. Dar ți-am zis și ție că înainte... Tu crezi că eu vreau să mă despart de tine? Sincer, tu asta crezi? De ce crezi? Crezi că eu sunt nebun să îmi doresc chestia asta? Sau să vorbesc chestia asta doar ca să ne depărtăm noi? Cu orgoliu nu o să facem de ori treabă, pentru că asta a fost o chestie cumva pornită de tine, părerea mea. Nu puteam să vin tot eu, așa am considerat-o. Eu n-am orgoliu, dacă greșesc, n-am orgoliu. Dar dacă nu o fac eu, ce să fac? Păi, tocmai că am dacă, venit, am văzut am că am greșit, în prima zi am venit, am încercat să discut cu tine cât am apucat, după aia când... Nu, nu-ți se părea ceva atât de anormal, ți se părea gen bine, dacă ți se pare greșit, așa facem. Da, așa e, nu mi se părea ceva anormal, dar după ce m-am văzut, s-am zis. Că acum se pare anormal. Pentru că m-am văzut acolo și m-am gândit, băi, chiar nu e ok. Uite, și cum povesteai chestiile cu prietena și cu prietena. Da, nu știu. Pentru că sunt atât de simple și... Da, și făceam și așa, și gen nimic. Și cum e nimic. Așa eram, adică așa eram noi, așa nu știu, ești. Era așa eram în relația anterioară. Așa eram noi, noi eram toți patru ca o familie, adică chiar eram super ok. Și tu, prietena ta și prietenul tău și iubitul ei și așa o să zică, bă, dar ce rău am păstat, mai avem voie să facem, nu, să schimbe ție viața? Nu, să zică, pentru că nu e cazul, de, nu o să fie cazul să zic așa ceva. Noi suntem obișnuiți într-o fel, avem trebuie să schimbe ție viața. Dar nu o să fie cazul de așa ceva, așa eram o relație trecută. Nu, e exclus să zică vreodată așa ceva, nu. Ideea e că cumva eram și singură la Sibiu, știi? Pentru că ți-am zis că am avut relații la distanță, dar nu deranja. Pe el nu deranja. Sunt niște rețineri foarte mari pe care nu știu dacă le poți face tu. Și eu chiar vreau să fiu foarte, foarte sincer și corect. La ce te referi? Adică chiar vreau să te gândești foarte bine la chestia asta. Nu să spui doar că... Dar nu e vorba de reține, că nu e ca și când am chestia asta așa în sânge și vai de mine, nu pot să mă abțin de la o chestie. Nu e acum nevin. Nu vreau să influențeze chestia asta, gândește cu creierul tău, cu creierul, nu cu inima gândesc. Ta. Cu creierul gândesc. Și tu gândești așa, bă, mi-ar fi un disconfort să fac așa cum zice el. Nu este absolut nicio problemă. Pentru mine problema este să stau așa, cum sunt acum. Asta e cea mai mare problemă. La mine ori e, ori nu e. Nu există. Ori se poate, ori nu se poate. Că noi n-am avut timp să discutăm. Eu știu asta. Eu sunt convinsă că dacă ușile erau deschise, situația deja era rezolvată și nici nu mai degenera atât. Pentru că eu stau aici și... Mie-mi convine că a degenerat. Ah, e bine să zice. Pentru că te-am văzut. Și nu ești deloc încântat, nu? Poate nici de mine nu sunt, dar... Eu cred că și dacă știi situația că greșești, o spui, dar nu vrei să-ți recunoști toată, adică, bă, da, am greșit rău de tot. Am greșit, gata, ce mai vorbim despre asta? Ajunge, gen. Am greșit, îmi cer scuze, dar ce pot să fac mai mult? Păi da, dar știi cum e? Dacă îți rup piciorul și zic scuze, îmi pare rău, tu mă ierți pe mine, dar piciorul tot doare. Așa e și la mine. Eu te iert pe tine și înțeleg. Dar n-am avut pentru că dacă eu credeam, eu dacă vreo secundă credeam. Ascultă-mă, două secunde. Dacă ușile erau deschise, era altfel situația. Noi nu am avut timpul necesar și pe pauză mi se părea că tu ești foarte nervos, aruncai cu cuvinte spre mine și eram așa. Chiar de asta n-am mai venit ieri, pentru că am zis, oricum e nervos, oricum mi-arunc două, trei cuvinte, nu mai avem timp să vorbim. Eu? De ce tot eu? Nu e vorba că așteptam. Pur și simplu am zis că e ok, e mai ok să nu vorbim. Mai târziu, luând masa împreună, Valentin trasa parcă niște concluzii. Te fiu de multe femei de calitate și bune, așa cum ești tu, care din cauza fostor relații, nu îmi zic de tine, zic așa, și-au schimbat puțin, adică sunt prea șefi. Cred că am fost așa dintotdeauna. Problemă. Așa am fost și eu. Bine, este că stai la fel. Nu mă aștept mai chiar peste tot. Bună asta.
sunteți pe pace acum, așa pare. Dar acum rămâne cu întrebarea, eu nu depun actele aici, cum ai spus expresia, niciun... Sunt nicio fără. Orice ar fi. Da, ceva orice de ar fi. Nu mai rămâne nicicum, nu știu, nu mai dar zic nimic acum. Dar nu e obligatoriu, acum. Adică... E, nu e, dar să avem și noi așa o... Nu știu. O să facem exact ceea ce o să simțim la momentul respectiv. Dar dacă voi v-ați fi cunoscut afară, nu știu, Valentin, dacă ai fi cunoscut-o pe Gabriela afară, da, pentru niște faze ca acelea care te-au supărat atât de tare, ce ai fi făcut afară? Dacă eram conștient că acum, că sunt niște gesturi pe care ea le făcea în trecut și nu au nicio conotație și nu are niciun simpatie pentru vreun dintre băieții, făceam exact același lucru, ca aici. Păi și acum, ce anume te face să fii conștient de treaba asta? Pentru că e cuvântul ei, potriva... Na. Ce anume? Adică că nu are nicio simpatie față de vreun dintre băieți? Păi o simt cum e cu mine. Păi și atunci de ce mi-ai făcut furtuna asta două zile și supărarea asta și implicată și pe doamna Florii care s-a perpelit? Ridică-te un pic că stai pe la barieră. O scuzați. Așa. Nu că am implicat, pur și simplu. Am vrut să văd dacă în viitor să vă întreba chestia asta. Pentru că pentru mine sunt deranjante, de ce să vă mint? Chit că știu că nu are nicio simpatie sau nicio, dar pentru mine sunt niște lucruri deranjante. Nu spun că am spus că așa e normal, așa e normal, așa este, nu așa e normal, așa e normal pentru...